Agricultorii vor avea parte de controale fitosanitare în ceea ce privește exportul și reexportul certificatelor fitosanitare. Activitatea agricolă pentru anul 2013 se anunță a fi una destul de complexă, astfel că mulți legumicultori și-au oprit atenția asupra culturii de cartofi, care anul trecut a avut parte de o evoluție proastă. Totodată, stabilirea obiectivelor și realizarea acestora se desfășoară pe anumite acțiuni. Unul din obiective este asigurarea unui sistem fitosanitar bun al culturilor din județul Dâmbovița. Asta înseamnă să facem controle fitosanitare, să vedem starea fitosanitară a culturilor, pentru a vedea, în funcție de condițiile climatice, de biologia dăunătorilor, să emitem buletinele de avertizare. Anul trecut s-au făcut în jur de 500 de fișe de inspecții, s-au eliberat vreo 47 de buletine de avertizare. Un alt obiectiv foarte important este monitorizarea dăunătorilor de carantină. Monitorizare înseamnă culegerea de informații în teritoriu asupra existenței sau neexistenței unui dăunător de carantină. Dăunătorul de carantină este un dăunător foarte care poate avea implicații în economia unei țări, în tehnologia unei culturi, pentru că în momentul când descoperi un dăunător de carantină, se va face carantinare, se vor lua niște măsuri specifice fiecărui dăunător. Anul trecut am desfășurat 17 programe de monitorizare și aș vrea să mă refer în principal la cultura cartofului, unde sunt două bacterioze care sunt foarte periculoase și care practic nu se pot combate decât prin măsuri de carantinare pe o perioadă de 5 ani. Noi am găsit un focar acum 5 ani, deja s-a decarantinat anul trecut. Anul trecut am luat 115 probe de tubercul, a 200 de tubercul pe probă. Nu s-a descoperit nicio probă pozitivă. De asemenea, pentru globodera, tot la cartof, se prelevează probe de sol. Am ridicat 67 de probe de sol, de asemenea, nu s-a identificat dăunătorul. Deși obiectivele pentru anul 2013 au rămas aceleași, reprezentanții Direcției de Agricultură Dâmbovița au ținut să menționeze faptul că se va pune foarte mult accent pe asigurarea spațiilor protejate. Programele de monitorizare a nivelului de reziduri, plante și produse vegetale s-au efectuat numai prin producție internă a legumelor precum roșii și castraveți. Pe de altă parte, lucrările agricole pentru pomicultură sunt în continuă dezvoltare, motiv pentru care se execută cele de grâu și orz, începându-se totodată și campania de primăvară în domeniul legumiculturii. Culturile de grâu și orz, care nu au fost fertilizate cu azot înainte de semănat, care nu au înfrățit în toamnă și cele care au densitate redusă, trebuie să fie fertilizate cu azot cât mai devreme cu putință, evident, pe teren încă înghețat. Pentru campania de primăvară se începe procurarea de inputuri, semințe, îngrășăminte chimice, insectofungicide. În legumicultura protejată este, știm cu toții, foc continuu. De asemenea, un alt obiectiv al agricultorilor pe acest an este acela de a începe amenajarea răsadnițelor și de a continua amenajarea îngrășămintelor organice în pomicultură. Este în curs de desfășurare această activitate de amenajare a răsadnițelor. Se seamănă deja culturile de varză timpurie, conopintă timpurie și gulioare.